Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie din duminica de astăzi relatează convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un dregător tânăr și bogat, care îi adresează Domnului întrebarea cea mai importantă din viața omului. Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? El s-a apropiat cu respect și smerenie de Iisus zicându-i, Învățătorule bun, n-a venit nici cu fățărnicie și nici cu vicleșug. El a auzit despre binefacerile lui Dumnezeu și cum îi învăța pe oameni despre viața cea veșnică. El credea că alte fapte îl conduc pe om la aceasta, nu în plinirea dumnezeieștilor porunci din legea lui Moise. De aceea a întrebat, ce să fac ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Domnul Iisus Hristos îi pune înainte pe scurt poruncile care se cuprind în legea lui Moise. Pentru aceasta el pune întâi poruncile care învață pe om îndepărtare de păcate zicând, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să nu furi, să nu mărturisești trâmb. Apoi pune poruncile care cer săvârșirea faptelor bune. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. El însă a răspuns, toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Iubiți credincioși, câți tineri mai sunt ca tânărul din Evanghelie? Ce tineri își mai cinstesc părinții? Nu fură, nu urăsc pe nimeni și nu se dau desfrânării. Ce tineri, făcând totuși toate acestea, simt în inimă că tot le mai lipsește ceva? Ce tânăr înțelept, din tinerețile lui a păzit toate poruncile lui Dumnezeu, dar tot simțea că nu este de ajuns. Oare ne mai punem noi astăzi întrebarea, eu ce fac după moarte? Oare ne mai gândim câteodată ce o să se întâmple după viața aceasta de pe pământ? Își mai pun tinerii întrebări existențiale astăzi sau trăiesc doar în superficialitate? Sunt mulți tineri înconjurați de bogății care caută distracție, plăceri, faimă și popularitate. Când ai de toate și nu-ți lipsește nimic, nu spui niciodată problema că poți muri sau unde anume vei ajunge după moarte. Însă orice tânăr luminat de Hristos, prin rugăciune, viață curată și fapte bune, devine o făclie de Paști și un apostol al învierii lui Hristos. Astfel, prin însăși lumina vieții lui curate, tânărul creștin Evlavios cheamă pe cei din jurul său la învierea sufletului din moartea păcatelor, chiar dacă alți tineri consideră că nu este modern sau în pas cu moda. În clipa în care încetez să împart ceea ce am cu frații mei și delimitez ce este al meu de restul, nu fac altceva decât să produc o ruptură din care vor suferi și ceilalți. Bineplăcute sunt Domnului dragostea între frați și respectul față de părinți. Spune psalmistul David, iată acum ce este atât de bun sau atât de frumos decât să locuiască frații împreună. Când ai acestea două, dragoste și respect, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu te va însoți în tot timpul vieții tale și tot ce ai se va înmulți spre slava Lui. Într-adevăr, dregătorul a păzit poruncile legii lui Moise din tinerețile sale. I se părea însă că osteneala vremelnică depusă pentru păzirea de păcate nu este de ajuns pentru a avea drept răsplată moștenirea vieții de veci. Auzind, Iisus i-a zis, îți mai lipsește un lucru, vinde câte ai și împarte la săraci și vei avea comoară în cer. Apoi vino și urmează mie. Este exprimat aici unul dintre principiile de bază ale vieții monahale creștine. Mântuitorul îi propune acestui tânăr dregător să devină unul dintre ucenicii săi cei mai apropiați, să-i urmeze cu adevărat și pe deplin,
să renunțe efectiv la toate și să se pună în slujba Lui. Aceasta este condiția pentru a fi desăvârșit. Păzirea poruncilor care se cuprind în legea lui Moise mântuiește pe cel care crede în Hristos și îl duce la viața cea veșnică. Însă aceste porunci din lege nu pot să-l înalțe pe om la desăvârșirea despre care învață Sfânta Evanghelie. Treptele slavei și ale fericirii veșnice le-a arătat însuși Domnul zicând: în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Mântuirea nu este condiționată de desăvârșirea evanghelică, ci numai de păzirea poruncilor dumnezeiești. De vom păzi poruncile, ne mântuim, intrând în viața veșnică, iar de le vom călca, vom fi osândiți la chinurile veșnice. De ne vom ridica însă la desăvârșirea evanghelică, ne vom face ucenici al lui Iisus Hristos și sfinți, proslăvindu-ne în ceruri. După cuvintele Lui, vei avea comoară în cer. Iar el, auzind acestea, s-a întristat că era bogat. Nu este de mirare că dregătorul bogat, văzând că nu poate fi desăvârșit, s-a întristat și a plecat, fără să mai grăiască ceva. Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios, spune Domnul. Duhul tânărului voia desăvârșirea și întreba ce lipsește ca să o împlinească și să ajungă la ea. Trupul însă se împotrivea. Avuțiile cele multe îi țineau legată voința. De aceea s-a dus întristat, pentru că nu s-a supus sfatului învățătorului și nici nu s-a învrednicit de harul care se dă celor desăvârșiți și sfinți. De fapt, Domnul Iisus Hristos descoperă în sufletul tânărului bogat o boală ascunsă. Prin urmare, el operează o intervenție spirituală de tăiere a unui rău foarte adânc din sufletul bogatului, și anume prea multa sa lipire de bogățiile din lumea aceasta. Când Iisus i-a recomandat eliberarea din robia ascunsă a lăcomiei, tânărul s-a întristat, pentru că i s-a propus o pierdere materială în schimbul unui câștig spiritual. Mântuitorul i-a demolat tânărului un idol ascuns, adică prea multa sa încredere în bogățiile pe care le avea, sau relația pătimașă cu averile materiale. Însă Domnul nu încearcă să-l convingă pe tânăr, ci îl lasă în această întristare de moment, dar și să răspundă la întrebare dacă poate sau nu să-i urmeze lui. Îi respectă în tăcere libertatea de a-i urma sau nu, de a împlini sau nu sfatul pe care i l-a dat. Hristos Domnul propune, dar nu impune. Recomandă, dar nu comandă schimbarea vieții. Cheamă, dar nu constrânge. Povățuiește, dar nu umilește pe tânăr. Sfânta Scriptură ne dă exemplul multor oameni bogați care au dus o viață pe placul lui Dumnezeu și au fost considerați drepți, începând cu Avraam, Isaac, Iacov, continuând cu Iosif din Arimateea, Nicodim și mulți după ei. Însă, patriarhul Avraam, în momentul în care Dumnezeu i-a verificat credința și iubirea, nu a pregetat să-l jertfească pe unicul său fiu pentru Domnul. Așadar, iată care este bogăția ce trebuie jertfită, cea la care ții cel mai mult, de care ești cel mai legat sufletește. Iubiți credincioși, treapta de săvârșire este potrivită cu măsura dragostei, precum și treapta științei cu mulțimea învățăturilor. Cu cât este mai multă dragoste, cu atât este mai mare desăvârșirea. După cum, cu cât sunt mai multe învățăturile, cu atât este mai bogată știința. Cel care, pentru dragostea lui Dumnezeu, dă puțin din averile sale săracilor, acela iubește puțin pe Dumnezeu și pe aproapele său. Iar cel care dă mult, acela iubește mult.
Cel care dă toate câte are, acela iubește cu toată ființa sa și pe Dumnezeu și pe aproapele său. Aceasta este cea mai mare și cea mai înaltă faptă bună. Aceasta îi lipsea dregătorului bogat din Evanghelia de astăzi. Dacă el ar fi iubit cu totul pe Dumnezeu, ar fi vândut toate averile sale și le-ar fi împărțit săracilor, apoi ar fi urmat pe Hristos care l-a chemat spunându-i, vino și urmează-mi mie. Clement Alexandrinul, comentând cazul tânărului bogat, subliniază între altele. Când Mântuitorul spune, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde bunurile tale și le împarte săracilor, el condamnă pe acela care se fălește că a împlinit toate poruncile din tinerețile lui, căci acela nu a împlinit și porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Din contră, stăpânit de egoism, el este indiferent față de ceilalți oameni și nu este preocupat decât de interesele propriei sale persoane. Omul lacom, precum îl vedem pe bogatul din pericopa evanghelică, este într-o continuă stare de nemulțumire. Deși are de toate, nimic nu îl satisface. Mereu își dorește mai mult, nereușind niciodată să se bucure de cele ale sale. Viața lui devine chin, întrucât este într-un permanent zbucium întreținut de goana după agoniseală. Și văzându-i Iisus că s-a întristat, a zis, cât de anevoie vor intra într-o împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Că mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cămila aceasta poate fi înțeleasă în mod simbolic sau metaforic. În Ierusalim era o poartă numită urechile acului, pentru că era strâmtă. Prin acea poartă, o cămină putea trece doar în genunchi, deci dacă se apleca, se micșora, se smerea. Indiferent de interpretarea simbolică, Mântuitorul vrea să ne arate dificultatea pe care o are omul bogat pentru a intra în împărăția cerurilor dacă nu devine smerit și milostiv. Văzând Iisus că dregătorul n-a primit învățăturile care îl făceau desăvârșit, ci s-a întristat, a încetat vorbirea cu dânsul, grăind în general despre mântuirea bogaților. Ca să arate cât de greu se mântuiesc bogații, a dat pilda acului și a cămilei. Mare este osteneala și aproape cu neputință ca să se facă un ac cu urechi așa de mari, prin care să poată trece cămila, dar mult mai mare și cu multe nevoințe este osteneala unui bogat, care trăiește în desfătări, să intre în împărăția cerurilor, căci greu se desparte de poftele trupului, de lăcomia pântecelui și a iubirii de bani. Câtă tărie de suflet pentru un bogat, ca să nu fie biruit de deșertăciunea lumii care îl înconjoară. Iubiți credincioși, prin milostenie, averile trecătoare devin comori veșnice. Dumnezeu dorește ca omul să adune comori în ceruri, nu pe pământ. Averile nu se pierd când din ele se face milostenie săracilor, ci se transferă de pe pământ la cer. Sfinții sunt cei care au devenit cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, folosindu-se mult de milostenie, cunoscând că este mijloc mântuitor și aducător de câștig, după cum spunea Gheroniosi Vatopedinul. Deci, bogăția lumii acesteia ar fi putut adăuga viață. Dacă bogăția lumii acesteia ar fi putut adăuga viață sau ar fi putut să mântuiască, atunci faraonii încă ar mai fi trăit sau raiul ar fi fost cumpărat de cei bogați. Atunci săracii nu ar fi avut nicio șansă de mântuire. Raiul nu este un club al celor bogați, ci o familie mare, ce iubește necondiționat și fără interes, curat și respectuos. Se spune că acest tânăr
A avut nevoie de un an ca să lupte cu propriul său egoism pentru a împlini sfatul Mântuitorului. Deci, după o luptă interioară duhovnicească în care a cerut ajutorul lui Dumnezeu, acest tânăr a renunțat la averi, le-a vândut, le-a împărțit săracilor, a devenit unul dintre ucenicii Mântuitorului, iar mai târziu a ajuns episcop în Asia Mică. Așadar, Hristos Domnul a prevăzut această schimbare sau convertire a tânărului bogat. De aceea a zis că cele ce sunt cu neputință la oameni, când ei se luptă singuri, sunt cu putință la Dumnezeu, care îi scoate pe oameni din singurătate, îi ridică din patim și îi ajută și îi mântuiește. Împlinirea poruncilor în general și a sfaturilor evanghelice, care se referă în mod special la monahi, la voturile pe care le depun, este o lucrare permanentă, care începe concret în momentul în care te făgăduiești, dacă ne referim la călugări, iar pentru creștinii de rând începe din momentul în care am fost botezat și care se va încheia când se sfârșește firul vieții. Împlinirea poruncilor și împlinirea sfaturilor evanghelice sunt făgăduințe pe care le facem odată cu taina Sfântului Botez sau la călugărie și trebuie lucrate până la sfârșitul vieții. Atât împlinirea poruncilor, cât și împlinirea sfaturilor evanghelice sunt o lucrare necesară omului care își dorește mântuirea sufletului și desăvârșirea. Urmarea lui Hristos, prin dobândirea unui nou mod de a viețui și de a gândi, este împlinită de monah în gradul cel mai înalt. Și Părintele Cleopa Ilie menționa că cel mai sigur se realizează desăvârșirea recomandată de Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi, în cadrul vieții monahale. Deci idealul de desăvârșire în credință, în rugăciune și dragoste, se realizează mai ales de către monahi. Oare călugării nu renunță de bunăvoie la avere, la familie, la toată libertatea vieții pământești și prin cele trei voturi monahale, ascultare, sărăcie de bunăvoie și curăție, nu își închină trupul și sufletul slujirii lui Hristos până la moarte? Călugării au făcut dintotdeauna cele mai mari eforturi și jertfe pentru desăvârșire. Sunt nenumărate pildele oamenilor care, lăsând toate câte aveau și venind după Iisus Hristos, au arătat prin fapta lor că este cu putință ceea ce părea cu neputință. Cei din tâi au fost Sfinții Apostoli. De aceea Sfântul Apostol Petru, cu îndrăzneală, a zis Domnului Iisus Hristos: iată, noi am lăsat toate și am venit după tine. Apostolii au arătat atâta dragoste față de Iisus Hristos că au lăsat pentru El toate și au urmat Lui. După apostoli au venit oameni diferiți ca stare, vârstă și neam, voievozi, bogați, domni, înțelepți, feciori de împărați, împărați și împărătese și multe femei și fecioare. Toți aceștia, pentru dragostea lui Iisus Hristos, au lăsat bogăția, slava, tronurile, părinții, rudenile, prietenii și toate câte aveau fiecare și viața lor au adus-o lui Hristos. Să ne îndreptăm ochii minții către pustiurile unde s-au retras nenumărați pusnici și pusnice, întemeind mănăstiri în care și-au adus viața în sărăcie de bunăvoie, departe de plăcerile lumii. Aceștia toți au auzit glasul Domnului grăind: de voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde toate câte ai și împarte la săraci și vei avea comoară în cer, apoi vino și urmează-mi mie. Au împărțit săracilor toate câte aveau, au lăsat toate și s-au dus în pustiu, în munți, în peșteri, în mănăstiri, în sihăstrii unde și-au petrecut viața în feciuria trupului și a sufletului, în postiri, în rugăciuni, în lacrimi,
viețuind pe pământ întocmai ca îngerii din cer. Într-adevăr, lucrul acesta este greu și de aceea aduce și răsplătiri înmulțite. Oameni fericiți sunt și de trei ori fericite vase alese, locașuri ale Harului Dumnezeiesc, icoane vii ale desăvârșirii dumnezeiești, toți cei care și-au înălțat mintea de la pământ și de la cele de pe pământ la cer, cei care au socotit toate deșertăciuni, care au umblat pe pământ ca niște făpturi fără de trupuri și au petrecut în trup ca niște îngeri, câți au viețuit viața cea călugărească și au săvârșit calea vieții în cuvioșie și nevoințe. Pentru ei în casa lui Dumnezeu locul este gata pregătit, iar numele lor este nume prea slăvit. Pe aceștia îi voi aduce în muntele cel sfânt al meu și îi voi bucura în casa mea de rugăciune, scrie prorocul Isaia. Dar și voi, fraților creștini, cei care nu iubiți răutatea, care păziți cu toată grija poruncele lui Dumnezeu, și pentru voi este deschisă ușa cerului. Acolo veți intra și vă veți veseli cu bucurie veșnică. Acolo, în casa Domnului, unde se aduc neîncetat rugăciunile sfinților și cântările îngerilor, vă va așeza pe voi Domnul. Iubiți credincioși, ne aflăm în perioada postului Crăciunului. Este postul darurilor. Haideți să dăm și noi din averile noastre săracilor, ca să avem și noi comoară în cer. Pentru că ce frumos este a dărui! Ce bucurie ai când poți ajuta pe cineva! Vei fi bogat cu adevărat atunci când îl vei iubi pe Hristos mai mult decât averea pământească. Pentru că acolo unde este inima ta, acolo este și bogăția ta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem împlini poruncile Lui cele mântuitoare și să nu uităm că mântuirea, ea este averea care trebuie căutată. Amin.